Exvele au primit vestea pe care o așteptau de multă vreme. Aflăm amănunte de la Mihaela Torcea. Mihaela, bună ziua! Bun găsit, Laura. După o lungă așteptare, Alex Vele a reușit să-i treacă pe Dominic și pe Achim pe numele lui. Deși decizia a fost dată de instanță în luna aprilie, iată că abia zilele trecute a reușit să concretizeze acest lucru. De la naștere și până acum, băieții au purtat numele de familie Castellano. Asta pentru că Antonianca este căsătorită cu italianul Vincenzo. Iar pentru a definitiva această procedură, Alex Vele a trebuit să treacă de mai multe termene date de instanță pentru un eventual apel făcut de Vincenzo. E bine, cu toate aceste lucruri puse la punct, cei doi se vor putea pregăti pentru botez, pentru că au tot amânat acest eveniment din cauza acestui motiv. Dacă pentru botez pregătirile am putea spune că sunt în doi, nu putem spune același lucru și despre nunta celor doi. Spun asta pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, Antonianca este căsătorită cu Vincenzo, cel puțin până în luna septembrie, atunci când judecătorii italieni vor putea da un verdict în acest proces. Antonia ar fi putut să grăbească procesul dacă ar fi acceptat divorțul fără a stabili custodia comună a fetiței ei, Maia, însă dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi trebuit să accepte și posibilitatea că ar putea să o piardă pe micuță. Dar haideți mai bine să ascultăm ce a vrut Antonia de declarat despre acest subiect. Cum ar fi o căsătorie, oficializarea, dar și botezul celor doi, ar fi momentul acela care te-ar împlini cu adevărat? Momentul care m-ar împlini cu adevărat ar fi probabil să se rezolve situația cu fetița mea și atunci aș fi cea mai fericită. Adică total împlinită, să poată să vină și aici, să avem, să ne facem decât un program normal, că acum nu este. Și așa aș fi cea mai echilibrată. Visezi încă la momentul ăsta? Da, Doamne, da, visez. Lucrăm la treaba asta, adică poate eu nu vorbesc foarte des despre asta, dar adică nu se vede ce e în spate, dar întotdeauna s-a lucrat la treaba asta, sunt avocați, sunt documente, e foarte complicat când e vorba de și de două țări diferite, dar în primul și de chestii legale, înțelegi? Durează foarte, foarte mult. Într-un final, știu că se apropie momentul și sunt așa, gen, haide că mai e puțin, mai e puțin. Da, adică nu pot să vă spun, da, nu pot să vă spun exact când, dar știu că mai este puțin. Întotdeauna, oricum, am spus singură, mai e puțin, mai e puțin, mai e puțin. Oricum, mi se pare firesc să se termine odată, pentru că orice început are și un sfârșit. Da, n-ai cum să-ți așa și oricum a trecut timpul și totul spre bine.